Secția de medicină internă a Spitalului Municipal Roman este cea care tratează cea mai diversă patologie medicală, unde vin pacienți cu multe comorbidități, respectiv o serie de boli asociate. Ca și patologie, cred că avem cea mai diversă patologie din medicină, aș zice eu, pentru că medicina internă este regina medicinii și diagnostichează și tratează un număr extraordinar de mare de afecțiuni. Afecțiuni care țin atât de aparatul digestiv sau da, de cardiovascular, de pulmonar, de renal, endocrin. Deci, practic, patologia este foarte diversă și pentru că este atât de diversă, este și o patologie de graniță, adică secției noastre se adresează pacienții cu comorbidități multe. Adică nu tratăm un simplu ulcer sau o simplă criză de hipertensiune, ci cel mai mult cred că aici în secție își găsesc locul pacienții cu patologie și cu comorbidități multiple, pentru că acolo intervin pe lângă boli numeroase și medicații și, de ce să nu spunem, lucruri care se întrepătrund nu atât de pozitiv întotdeauna și aici m-aș referi la efectele secundare ale medicațiilor sau investigațiilor. În secția de medicină internă se investigează și se tratează aproape toată patologia. O serie de investigații se fac în baza contractului pe care spitalul îl are cu scan expert, iar o altă parte prin endoscopii digestive care se realizează în unitatea sanitară. Ca și investigații putem investiga, cred că cel mai bine, și din punct de vedere biologic, paraclinic, ci și din punct de vedere radiologic, aproape toată patologia. CT-urile, respectiv tomografiile abdominale, toracice, pelvine, le desfășurăm prin intermediul contractului cu scan expert. Restul investigațiilor le putem face la noi. Endoscopiile de esogastrice și duodenale, deci endoscopia digestivă superioară, o efectuăm în cadrul spitalului și există un laborator de endoscopie, după cum bine știți, iar colonoscopiile se efectuează doar ambulator. Medicii se plâng de la o etapă la alta că și boala secolului, cancerul, este una devastatoare care face ravagii pacienții, prezentându-se la medic foarte târziu, de regulă atunci când boala este deja în ultimul stadiu de evoluție. Diagnosticăm extrem de mult patologie oncologică, deci aici se prezintă pacientul cu simptomatologie, este diagnosticat, investigat, după care este trimis la secția de oncologie a Spitalului Municipal sau dacă pacientul dorește sau dacă cazuistica este foarte complexă și necesită investigații suplimentare, avem o foarte bună legătură cu Institutul Oncologic Regional, cu IRO Iași. Foarte, foarte multă patologie oncologică și foarte multă patologie oncologică care nu mai este cea clasică pe care am învățat-o acum 20 de ani. Patologia oncologică o vedem la pacientul care pe din afară, zic eu, arată perfect și de fapt diagnosticul final după câteva zile de investigații este cel de cancer în stadiu 4 cu metastaze generalizate. Din păcate, spun medicii, cancerul nu se mai prezintă în forma sa clasică de acum 20 de ani. În zilele noastre, pacientul care pe din afară arată perfect, după câteva zile primește diagnosticul final de cancer în stadiul 4 cu metastaze generalizate. La Unitatea Sanitară Romașcană se lucrează în echipă multidisciplinară cu secția de imagistică medicală și medici oncologi și de alte specialități care colaborează la investigații. Secția Oncologie din Spitalul Municipal are 30 de paturi pline ochi, prin care anual trec 1.800-2.000 de bolnavi în diverse stadii. La acestea se adaugă peste 1.000 de pacienți tratați prin foi de zi, media fiind de 11 într-o lună.